Stimați prieteni, vă salut! Suntem la lecția numărul 9, vigoare fizică. Vom continua să studiem școala de sabat și așa cum vorbim despre sănătate, vorbim despre vigoare fizică, îl avem în premieră pe Octavian ca invitat la noi în studio. Îi zic bun venit, Octavian! Bine v-am găsit! Și vom vedea toți împreună ce avem de făcut ca sănătatea noastră să sporească, așa cum spune și textul cheie, prea iubitule, mai presus de toate, doresc să prosperi și să fii sănătos, așa cum sporește sufletul tău. Vom afla astăzi cum putem să trăim fără să încălcăm legile sănătății și astfel să avem și o minte mai sănătoasă și astfel să fie preamărit Dumnezeu prin viața noastră. Punctul 1. Una din specialitățile lui Hristos. Când Iisus, Fiul omului, trăia pe pământ, ce făcea El cel mai frecvent, cea mai mare parte a timpului Său din misiunea Sa? Ce a făcut Hristos? Deci, versetele care ne sunt date, versetul mai bine spus de la Fapte, care ne se dat aici, vorbește, ne-l arată pe ca o parte principală din lucrarea Domnului Hristos ca vindecarea celor apăsați de diavolul. Și Spiritul Profeției ne explică mai pe larg aceasta și ne arată că Domnul Hristos în timpul lucrului Său pe pământ, în timpul misiunii Sale, cel mai mult timp dedica vindecării bolnavilor. Chiar și aceasta era o parte chiar mai mare decât însăși predicarea. Și în momentul când Domnul Hristos mergea către oarecare localitate, veste despre faptul că El se îndrepta într-acolo, mergea înaintea Lui și oamenii erau pregătiți deja pentru venirea Lui și erau gata să asculte toate cuvintele Lui. Pentru că nu toți oamenii sufereau de boli trupești, am putea spune. Și mi-a plăcut foarte mult ultima propoziție din notița care ni se dată și unde spune: pe unde trecuse El, cei cărora le adresa compasiunea Lui se bucurau de sănătate și testau puterile nou descoperite. Deci m-a pus pe gânduri, mai bine spus, această formulare care este dată aici: puteri nou descoperite. Deci Domnul Hristos vindeca oameni care erau deja destul de mari, care au trecut prin această viață de mai mulți ani. Și aici ni se vorbește despre puteri nou descoperite. Deci ceva Domnul Iisus făcea ca să-i aducă la o treaptă mai înaltă decât erau înainte de bolile pe care ei le obțineau. Și deci pe parcurs de aici vom vedea despre ce fel de puteri vorbește profeta timpului nostru aici. Da, următoarea întrebare de fapt ne răspunde de ce Hristos s-a ocupat mai mult de vindecarea fizică. Care este planul lui Dumnezeu pentru sănătatea fizică a copiilor Lui? Da, și deci, cum am menționat mai înainte, deci despre puterile care ne vorbește aici este de fapt despre dezvoltarea puterilor noastre spirituale. Pentru că aici ne arată de fapt această întrebare și Spiritul Profeției la una dintre greșelile cele mai comune pentru noi. Noi suntem obișnuiți să despărțim într-o oarecare măsură starea corpului nostru și starea spiritului nostru sau partea noastră care o avem cu Dumnezeu. Și aici ne este dat un îndemn ca odată ce am primit reforma sau adevărul timpului prezent, trebuie să-l primim în totalitatea lui. Pentru că, de fapt, adevărul timpului prezent este voia lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi sau readucerea omului la standardul la care a fost creat. Și în dietă și hrană ne este dat un îndemn ca să nu avem o poziție neutră față de reforma sanitară. Pentru că nu putem să fim convertiți doar într-o parte sau într-o parte din voia lui Dumnezeu. Trebuie să purtăm responsabilitatea noastră de la început până la urmă. Da. Într-adevăr, planul lui Dumnezeu este ca, având un trup sănătos, aceasta, sigur, ne ajută să avem și o minte sănătoasă, și având o minte sănătoasă, ne ajută la formarea caracterului nostru, așa cum este, cum a fost a Domnului Hristos. Și toate acestea, de fapt, ne îndreaptă și ne ajută spre mântuirea noastră. Ulciorul cu mană ca simbol. Întoarcem puțin în vechime. În ce era păstrat un ulcior special cu mană și în ce parte a sanctuarului era acesta? Și în ce scop? Deci,
din istoria poporului Israel. De fapt, în istoria poporului Israel sau în planul lui Dumnezeu cu poporul Israel, noi putem vedea care este planul lui Dumnezeu de fapt și pentru noi. Pentru că dacă să facem o comparație, deseori pribegia sau călătoria poporului Israel din Egipt până la Canaan este o metaforă la călătoria fiecărei persoane către Canaanul Ceresc. Și deci era pregătit de Dumnezeu sau era dat de Dumnezeu acest chivot și în care erau puse acele trei atribute principale, am putea spune. Și deci prin aceasta Dumnezeu a arătat că o parte importantă din legile sale fac parte și legile sănătății. Pentru că Dumnezeu, când l-a scos pe poporul Israel din Egipt, de fapt, el a încercat să-i schimbe oarecum starea în care ei se aflau. Și o parte din această schimbare era și nutriția, pentru că nutriția lor nu era corespunzătoare cu planul lui Dumnezeu. Da. Și Dumnezeu pentru aceasta le dă mană și mana este pusă împreună cu tablele legii, ceea ce arată că ea nu este o parte neimportantă sau din viața creștină. Din viața creștinului și în general, pentru că foarte des noi ne gândim că legea lui Dumnezeu undeva este ceea ce este spiritual, ceea ce este la un nivel foarte înalt în credința noastră, în religia noastră, pe când mâncarea nu are importanță de câte ori pe zi mănânc, ce mănânc, asta nu are importanță. Dar aceasta ne arată, cum spuneai tu, că are valoare în ochii lui Dumnezeu, așa cum este legea lui Dumnezeu, cum este organizația și cum este și reforma sanitară, cum o numim noi. Mai mult decât atât, chiar nota aici ne accentuează că noi poate că ne gândim că avem în fața noastră ispite și avem, ne sunt date în fața noastră niște oarecare pasiuni, am putea spune, peste care trebuie să trecem. Și ne gândim că partea apetitului nu este atât de importantă, ci aici ne arată că dacă noi nu ne putem ține sub control apetitul nostru, noi nu putem să fim siguri că vom putea să facem față și altor ispite în care sunt tot din această ramură. Să vorbim acum despre sănătate, în continuare despre alimente, mai bine zis, și o întrebare destul de dificilă, așa aș spune, în ziua de astăzi, mâncarea de carne. Să fac o paranteză înainte de pune întrebarea, mulți vorbesc și spun că însuși Dumnezeu a permis mâncare de carne. Și acum, luând în considerare timpul în care trăim noi, luând în considerare cât de aproape este venirea Domnului Hristos, întrebarea întreabă, cum consideră Dumnezeu mâncarea de produse din carne și ce trebuie să facem având în vedere că trăim în ziua antitipică a ispășirii? Să facem așa o legătură. Deci, în psalm este descris una dintre pașii prin care au trecut poporul Israel prin pustiu și aici ni se vorbește despre un păcat împotriva lui Dumnezeu. După cum s-a menționat anterior, deci Dumnezeu, o parte din planul lui era schimbarea alimentației poporului Israel și pentru aceasta era Dumnezeu le-a trimis mană din cer. Și într-un moment poporul Israel, o parte din poporul Israel au spus că nu ne-am săturat de planul lui Dumnezeu, dacă am schimbat cumva cuvintele. Nu ne-am săturat și noi vrem să facem o oarecare schimbare. Și Dumnezeu privește aceasta, dacă citim aici, spune, ei nu au încetat să păcătuiască împotriva lui Dumnezeu. N-au încetat să se răzvrătească împotriva celui prea înalt în pustie. Au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând carne pentru pofta lor. Deci Dumnezeu privește aceasta ca o răzvrătire, pentru că Dumnezeu le-a dat tot de ceea ce aveau trebuință, dar oamenii sau această parte din poporul Israel și numai mai mult decât atât, cea mai mare parte și a globului din pământesc în această oră, tot exact aceeași răzvătire o face împotriva lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu vine la fiecare dintre noi și spune, eu am pregătit pentru tine ceva mai bun, am ceva pentru tine și noi spunem, eu știu mai bine cum este bine pentru mine. Aceasta este de fapt răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și este un punct la care trebuie să fim atenți. Pentru că trebuie să ne păstrăm corpurile noastre într-o stare
suficient de bună și nu doar suficient de bună, dar trebuie să ne să tindem către idealul care a fost dat de la început. Da, sigur, la aceasta vreau să ajung și eu, anume să ajungem la original, așa cum a fost de la început. Pentru că orice lucru, când este făcut după original, el arată bine și arată așa cum trebuie să arate, de fapt. Atunci când oamenii încep să adaugi ceva sau să scadă ceva, aceasta îi scade din preț. Exact așa este și cu dieta noastră, exact așa sunt și cu multe alte lucruri. Și dacă să ne întoarcem de la început, de la început din original, din Eden, acolo găsim ce fel de hrană foloseau ei. Și dacă tot vorbim despre mâncare, aici ultimele propoziții din notă scrie și despre alte alimente sau băuturi care oamenii astăzi le folosesc în afară de carne, care tot sunt dăunătoare. Aici spune carnea, se amintește despre cafea, despre ceai, droguri, cred că este mai clar, nu atât de mult se întâlnește între noi, dar cu părere de rău, cafeaua destul de mult se întâlnește, ceea ce este interzisă categoric de principiul sănătății. Pentru că ea nu atât de mult poate distruge stomacul, nu atât de mult distruge ceva legat de aparatul digestiv, cât distruge celulele creierului. Vom continua. Punctul 3. Un plan producător de putere. Care este planul inițial al Creatorului nostru pentru hrana omenirii și cum s-a schimbat aceasta după ce păcatul a corupt planeta? Deci, cel mai bine la această întrebare răspunde versetul care ni se dă de la Geneza și spune: iată, v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Și de fapt, Dumnezeu l-a creat pe om și Dumnezeu știe mai bine cum l-a creat și ce este necesar omului. Uh-huh. Deci, și Dumnezeu i-a dat absolutul necesar omului și i-a spus că eu te-am creat o ființă desăvârșită și uite, îți dau hrana care este cea mai potrivită pentru corpul tău. Și după cum s-a schimbat aceasta după ce păcatul a corupt planeta? Deci în dieta oamenilor a mai fost adăugat ceva, care este scris aici ca iarba de pe câmp și deci ne mai este explicat că deci omul după ce a păcătuit a trebuit să învețe să își câștige singur existența și anume prin prelucrarea pământului. Uh-huh. Și prin prelucrarea pământului, deci a început să crească aceasta care este descrisă aici ca iarba de pe câmp și deci a fost ca și cum lărgită dieta lui, dar doar în limitele în care sunt scrise de Biblie, care sunt descrise de Biblie aici. Da. Și mai departe ne explică, cerealele, fructele, nucile și vegetalele constituie dieta aleasă pentru noi de Creatorul nostru. Aceste elemente pregătite într-un mod cât mai simplu și natural sunt cele mai sănătoase și mai hrănitoare posibil. Deci aici vedem că ne explică că dieta și hrană că nu este suficient să mâncăm doar alimentele care Dumnezeu le-a dat de la început, pentru că dacă ele nu sunt preparate corect sau dacă le consumăm nu într-un mod corect, acestea tot pot să fie dăunătoare pentru trupul nostru. Uh-huh. Anume spune că într-un mod cât mai simplu și natural. Da. Cât mai simplu și natural. Aceasta înseamnă nu combinate prea mult, aceasta înseamnă cât e posibil de puțin prelucrate termic, pentru că aceasta îi scade deja din proprietățile nutritive pe care le are. Întrebarea B, pe lângă adoptarea reformei sănătății pentru noi înșine, ce altă responsabilitate sacră avem în această privință? Responsabilitate, cuvântul cheie aici. Da, deci nu degeaba se pune accentul pe cuvântul responsabilitate. Pentru că odată ce noi am primit ceva de la Dumnezeu, am primit oarecare cunoștință, noi suntem obișnuiți de fapt că noi am primit adevărul pentru ultimul timp, partea spirituală a lucrurilor, am putea spune, și noi suntem obligați de Domnul Hristos, pentru că El când s-a ridicat la cer a spus că mergeți și învățați și faceți ucenici din toate neamurile. Și noi ne gândim că aceasta este singura obligația noastră.
Dar aici, de fapt, versetul de la Psalmi spune că trebuie să facem cunoscut calea lui Dumnezeu pe pământ. Și trebuie să înțelegem că, că calea lui Dumnezeu nu este doar cele 10 porunci, ci toate instrucțiunile și legile pe care le-a pregătit pentru om. Dumnezeu dorește să fie cunoscut ca autor al ființei noastre. Viața pe care El ne-a oferit-o nu trebuie tratată cu ușurință. Deci, viața mea eu trăiesc cum vreau. Fac ce vreau, odată trăiesc. Adică așa fel de replici auzim astăzi. Da, și acesta este destul de straniu să auzim așa replici, în special de la oameni care spun că cred în Dumnezeu. Pentru că odată ce credem în Dumnezeu, noi primim și toate instrucțiunile sale pentru corpul nostru. Deci orice lucru nu am cumpărat de la magazin are oarecare instrucțiuni pentru el, cum trebuie să fie folosit, cum trebuie să fie păstrat, cum trebuie să fie folosit și cum trebuie să fie îngrijit. Exact aceleași instrucțiuni Dumnezeu le-a dat pentru trupurile noastre, odată ce El este autorul, creatorul acestei ființe. Și noi când mergem împotriva acestor legi care ne sunt date de Dumnezeu, noi ne împotrivim Lui sau ne mergem în contradicție cu El. Încă ceva ce ajută la sănătatea noastră, punctul 4, o solie cuprinzătoare. Cum promovează adevărul spiritual sănătatea fizică? Și cum pot copiii și tinerii să fie sănătoși? Cum putem restabili sănătatea? Da, și deci versetul de la Proverbe spune foarte frumos, chiar primele cuvinte. Nu te socotiți singur înțelept. Și aceasta la toate privințele se adresează, nu doar și parcă poate că ne gândim că aceasta se adresează la oamenii care cred că ei știu mai bine cum trebuie, cum sau și ce trebuie să facă. Aceasta se adresează și la fiecare dintre noi. Deci ce ne spune de fapt acest verset? Dumnezeu știe mai bine ce este bine pentru noi. Și trebuie să și dorința Lui este ca noi să fim fericiți. Și singura cale către fericire care ne este dată este să urmăm aceste instrucțiuni. Și cum promovează adevărul spiritual sănătatea fizică? Ele, de fapt, merg împreună. Pentru că nu poți să fii totalmente ascultător de Dumnezeu într-o privință și în altă privință să nu asculți deloc. Deci, aceasta este o luptă de o viață și aproape salvat, știm această expresie, aproape salvat, de fapt ce înseamnă? Totul pierdut. Și spune, teme-te de Dumnezeu și abate-te de la rău. De fapt, obiceiurile noastre în alimentație deseori sunt acest rău de la care Dumnezeu ne cheamă să ne abatem. Și deci, modelând caracterul nostru în așa fel încât să ne abatem de la rău și să ascultăm de Dumnezeu, deci ne ridică ca și cum la o altă treaptă pe noi. Nu doar spiritual, dar și fizic. Pentru că noi, fiecare dintre noi, la naștere, avem un oarecare potențial la care putem să ajungem. Și din păcate, prin alegerile pe care noi deseori le facem, noi acest potențial tot îl scadem. Și Dumnezeu vine la fiecare dintre noi, poate că nu la un an, poate că nu la 20, poate chiar și la 40, și spune, potențialul care eu l-am pus în tine încă de la naștere, tu poți încă să-l ajungi, doar că trebuie să faci următorii pași. Aceasta privește partea spirituală a lucrurilor, cât și partea trupească. Și aici ne pune întrebarea cum pot copiii și tinerii să fie sănătoși și cum putem restabili sănătatea. Deci, cheia care este dată aici este activitatea fizică și mentală și alternarea lor. Deci nu trebuie să cumva să ne măgulim cu faptul că eu lucrez fizic și asta este partea care a pregătit-o Dumnezeu pentru mine și eu mă dezvolt fizic, însă partea mentală eu nu încerc să o dezvolt pentru a ajunge la un punct oarecare mai înalt și invers. Deci aici se pune accentul pe faptul că trebuie în fiecare zi să avem un exercițiu fizic și în special ne vorbește aici că trebuie să fie la aer liber. Pentru că aerul liber sau aerul curat, apa curată,
lumina solară, sunt numiți ca doctorii, ca doctor pe care Dumnezeu i-a dat omului încă de la început, încă nu era boală, dar ei deja lucrau pentru binele omului. Da. Trebuie foarte înțelept și corect să combinăm acestea, pentru că prima parte spunea despre a-L cunoaște pe Dumnezeu, a studia cuvântul Său, a doua parte ne spune despre exerciții fizice. Foarte bine să le combinăm, cum spuneai tu, pentru că unul doar se axează pe exercițiu fizic și nu crește deloc spiritual, mintea sa nu se dezvoltă. Altul invers, doar cu mâna pe carte, dar trupul său tot suferă pentru că exercițiul fizic nu este făcut suficient. Și mai este aici ceva, că chiar făcând exercițiul fizic și exercițiul mental, am putea spune, în proporțiile necesare, noi tot putem să ne îmbolnăvim și ne îmbolnăvim din cauza noastră. Deci, întrebarea, cum putem să restabilim sănătatea? Trebuie să avem o limită între lucru, exercițiu și odihnă. Pentru că, de fapt, în momentele în care ne supra-solicităm organismul nostru, noi încetăm să mai fim productivi. Da. Deci, gândurile care vin în momentele în care suntem obosiți, deci nu sunt acele gânduri care ne pot ridica la Dumnezeu în primul rând, și într-al doilea rând, noi nu putem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu în momentul în care trupurile noastre sunt obosite. Deci, aceasta, faptul când vorbim despre cunoașterea lui Dumnezeu sau dezvoltarea creierului nostru sau în dezvoltarea în cunoștința lui Dumnezeu, și noi facem acest lucru 10 ore la rând fără să ne odihnim, nota ne explică. Nu vom obține absolut nimic. Pentru că noi, în acest moment, în loc să ne zidim trupurile și partea spirituală, noi începem să le distrugem. Da. Și vorbind despre hrană, despre exercițiu, despre toate astea, următoarea întrebare face o mică concluzie la tot ceea ce am vorbit noi. Când luăm în considerare beneficiile sănătoase ale încrederii în Dumnezeu, ale hranei nutritive, exercițiului, apei, luminii solare, aerului curat și odihnei, ce altceva trebuie să avem în minte? În special, în paranteză, trăind într-un secol al extremelor. Ce trebuie să avem în minte? Cum poartă întreg ciclul al lecțiunii, trăind în ziua antitipică a ispășirii. Mm-hmm. Versetul ne spune, Domnul este aproape. Da. Ce înseamnă pentru noi aceste cuvinte când auzim Domnul este aproape? Domnul este aproape, atunci aceasta înseamnă că noi avem un oarecare lucru de făcut. Și aici spune, mm-hmm, tuturor oamenilor să fie cunoscut cumpătarea voastră în această traducere. Deci, odată ce am primit un adevăr, noi nu trebuie să fim egoiști să-l păstrăm pentru noi. Dar este o altă parte a lucrurilor, că noi putem să răspândim acest adevăr doar dacă noi l-am primit cu adevărat. Și aceasta este unul dintre punctele deseori slabe ale noastre. Întorcându-ne la o altă notiță, acolo spune că Domnul nu lucrează pentru a aduce multe suflete la adevăr din cauza membrilor bisericii. Mm-hmm. Și noi trebuie să ne gândim, pentru că, pe de o parte, versetele și toate semnele timpului ne spune că Domnul este aproape să vină, Domnul este gata să vină, și pe de altă parte, noi nu facem absolut nimic ca să grăbim această venire. Sau facem doar că într-un alt fel. Suntem acea parte a oamenilor care nu îl așteaptă pe Dumnezeu și trăiesc în voia lor. Trebuie să fim foarte atenți la influența pe care noi o ducem. Aici ne întreabă întrebarea. Ce influență am putea noi avea asupra membrilor noi veniți dacă noi nu facem ceea ce dorește Dumnezeu în toate privințele? Deci, ce influență putem să avem noi asupra oamenilor, în general, care sunt împrejurul nostru, dacă noi încercăm cumva să zicem, acest lucru este important, deci este important în această privință să-L ascultăm pe Dumnezeu pentru a ajunge în cer, dar în această privință, ceea ce spune Dumnezeu nu este într-atât de important, ci noi putem cumva să trecem cu vederea aceste lucruri. Da. Și ultima întrebare despre hrana, despre reforma sanitară în general, ca principiu al vieții. Cât de departe ajunge datoria noastră de a păstra legile sănătății lui Dumnezeu
Și cui datorăm aceasta și de ce? Deci, cel ce, Apocalipsa, dacă greșesc, spune, cel ce va lupta până la urmă, va ajunge să fie biruitor. Uh-huh. Apostolul Pavel ne spune, alergați, deci el face o comparație între experiența creștinului și alergările care... Jocurile olimpice. Da, și jocurile olimpice. Deci el spune, alergați, dar nu alergați într-așa fel ca și cum nu știți încotro alergați. Uh-huh. Deci luptați, dar nu într-așa fel ca un om care lovește cu pumnii în vânt. El spune, eu alerg, nu ca și cum nu aș ști încotro merg, dar eu alerg pentru că pe calea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru mine. Pentru ca să ajung anume la premiul care este descris aici ca un premiu care nu se poate vesteji. Și mai mult decât atât, el spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Deci, poate că ne gândim, Apostolul Pavel, ce știm noi despre viața lui, de fapt, după ce el a fost convertit? El era un om care era tot timpul în lucru. Deci, nu avea timp în care el să se odihnească de răspândirea adevărului lui Dumnezeu. Deci, Apostolul Pavel era pe corabie, el propovăduia, era în temniță, cânta și propovăduia de asemenea pe Dumnezeu. Și el spune că eu mă port aspru cu trupul meu pentru că vreau să ajung sau vreau să fac întru totul voia lui Dumnezeu. Și întrebarea rămâne, de ce trebuie să ne purtăm aspru cu trupul nostru? Aici vreau și eu să adăugăm ceva, să deschidem o paranteză, să vorbim ce legătură are formarea caracterului, mintea noastră, legătura noastră cu Dumnezeu, cu purtarea, cu asprime asupra trupului nostru. De ce este important aceasta? Cum se explică aceasta? Deci, Biblia ne spune că fiecare este robul lucrului de care este biruit. Uh-huh. Și omul și omenirea, în general, este biruită de păcat, de satană. Deci, pământul a fost dat în mâinile omului, omul a fost pus ca stăpânitor al pământului în grădina Edenului. Și omul a dat această stăpânire lui Satan. Și noi am, ființa umană a degradat și tot a degradat, chiar Apostolul Pavel spune că eu vreau să fac binele și nu mi se primește să-l fac, dar răul care din contra nu vreau să-l fac, fără să vreau să-l fac, îl fac. Uh-huh. Deci, de fapt, ființa noastră este într-atât de decăzută și noi am ajuns la așa o treaptă încât pentru a face ceea ce este de fapt caracteristicul omului, ceea ce a fost pus de Dumnezeu un om la început, trebuie să fie făcut printr-o luptă. Pentru că să păcătuim, noi nu trebuie să luptăm. Și asta este de fapt firea noastră, pentru că noi suntem păcătoși. Da. Și noi, aceasta nu cere niciun efort de la noi. Noi, deseori, fără nici să ne dăm seama, pentru un gând, deja am păcătuit. Dar pentru ca să modelăm gândurile noastre pentru către Dumnezeu, aceasta cere un efort de la noi și un efort continuu până la sfârșit și până la luptă. Trebuie dobândită cunoștință la cum să mâncăm, să bem și să ne îmbrăcăm, în așa fel încât să păstrăm sănătatea. Și mâncatul și băutul, îmbrăcatul, sunt duse la așa extremă încât ele devin păcate. Deci cum poate ele să devină păcate? În momentul în care ele sunt mult mai importante pentru noi decât toate celelalte. În momentul în care noi începem să ne formăm pe noi înșine ca un idol. Deci, da. Ce este caracteristic de fapt idolilor? Oamenii aduc diferite tipuri de jertfe acestor idoli. Și noi exact același lucru facem și noi. Ne aducem nouă înșine jertfe pentru că nouă așa ne place. Nu pentru că nouă ne este mai bine așa, dar pentru că nouă așa ne place. Așa este euul, așa este apetitul nostru și noi începem să fim călcători a legii lui Dumnezeu prin aceasta, ne explică nota. Că în momentul în care noi nu dezvoltăm potențialul care îl avem în noi de la început și de fapt prin alegerile noastre ne scurtăm viața, spune, noi șefuim pe Dumnezeu de serviciul pe care noi trebuie să-l facem. Și prin aceasta ne dovedim a fi călcători ai legii lui Dumnezeu. Este într-adevăr la fel de păcat a viola legile ființei noastre, precum este păcat călcarea celor 10 porunci. Oricare din variante reprezintă călcarea legii lui Dumnezeu. Deci,
Călcarea legii lui Dumnezeu nu înseamnă, deci legea lui Dumnezeu nu este doar că ascult să nu te închini la idoli, să păzești sabatul, să nu furi, dar este toate percepțiile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, pentru a ne aduce la starea inițială înainte de păcat, toate acestea sunt legile lui Dumnezeu. Da. Și când călcăm una dintre ele, de fapt ne facem călcători ai legii, a întregii legi. Da. Mulțumesc, Octavian, pentru acest studiu, pentru că ai acceptat invitația noastră. Aceasta a fost lecția numărul 9, vigoarea fizică. Vedem cât de important este să ne atârnăm serios de sănătatea trupului nostru. Spuneai că este păcat. Și de ce Dumnezeu se cotește ca păcat dacă parcă e trupul meu? De fapt, Biblia spune că noi nu suntem ai noștri. Și de ce spune că noi nu suntem ai noștri? Pentru că El ne-a creat și El dorește ca să aibă o legătură strânsă cu ființele umane. Atunci când noi călcăm legile sănătății, automat se pierde și această legătură. Încă o dată îți mulțumesc, stimați prieteni, vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți cu noi. Haideți să nu pierdem sănătatea, să nu pierdem această legătură cu Dumnezeu, pentru că ne dăm seama că este foarte important aceasta. Vă așteptăm la următorul studiu, cum vă spunem, la revedere!